Bună, dragii mei, bine vă găsesc, o nouă citire și o nouă săptămână. Vă salut din București, unde joi am avut o seară frumoasă de meditații și vreau să mulțumesc tuturor celor care ați venit. Știu că mulți ați venit și din Ploiești și din alte localități să ne vedem. Am fost aproape 50 de persoane. Mulțumesc tare, tare mult și o să reiau atât cât este posibil, da? Și aceste întâlniri live care sunt ca un balsam pentru suflet și e o energie specială. Să revenim la săptămâna noastră, 22-28 august, săptămâna aceasta libertății, singura libertate este eliberarea de cunoscut. Ce citat frumos avem, da? Deci este foarte important să ieșim din zona de confort, mama e de zona de confort. Este important să facem lucrurile diferit și vedeți că ni se aduc pe tavă toate acele aspecte din viața noastră care au nevoie de revizuire și suntem pregătiți încet să ne repoziționăm față de acele aspecte din viața noastră. Deci acolo unde ceva nu merge, nu forța lucrurile, dar imaginează-ți că îți aduci lumină, aduci claritate și ceri lucrul ăsta. Spui, îngeri dragi, mulțumesc pentru claritatea pe care voi mi-o aduceți legat de această situație unde eu simt că mă văd în cer, unde simt că este haos. Da? Aduceți această claritate în viața mea pentru că am nevoie de ea. Dar, atenție, chiar dacă ne rugăm așa, s-ar putea ca ceea ce vine spre noi să nu fie, și întotdeauna de fapt așa este, pe placul nostru, s-ar putea să ni se arate niște aspecte de umbră de ale noastre, s-ar putea să vedem niște lucruri, mă frate, dar eu sunt cea care îngreunez acolo lucrurile, eu sunt cea care pun acolo energia aia negativă, eu mă victimizez, eu fac lucrurile în felul respectiv, da? Și nu este neapărat vorba aici să ne învinovățim, pentru că nu e să facem diferența a ne învinovăți și a ne asuma responsabilitate. Eu în momentul în care mi-asum responsabilitatea, mă ridic deasupra situației. În momentul în care mă învinovățesc, mă duc în jos, da? Adică nu rezolv absolut nimic. Deci foarte important să ne deschidem și să vedem toate lucrurile acestea pentru a putea să ne asigurăm această libertate, da? De a construi, de a ne regăsi, de a înțelege ce avem de făcut. Și în această săptămână o să iau zânele cu noi, să vedem ele ce ne transmit în această săptămână. Așa, noi vineri mergem în Neghina, de-abia aștept. Bun, să vedem ce ne transmit zânele pentru această săptămână a libertății, 22-28 august. Ha. Ia uite, ne spun... Schimbarea este în aer. Deschide-te spre toate binecuvântările care sunt pregătite pentru tine. Da? Deci anticipează această schimbare, anticipation se numește cartea, anticipează, pregătește-te, exact ce am spus mai înainte. Dar fă deja, fă temele. Una este să te pregătești și să-ți faci temele și când te ridică doamna profesoară, tu să ai deja temele pregătite și alta este să fii luat prin surprindere. Deci, dragii mei, temele să ni le facem este foarte important pentru că nu scăpăm, schimbarea este în aer. Și să vedem care este provocarea acestei săptămâni. Ia uitați-vă ce frumos ni se transmite, da? Provocarea este legată de umor, de a nu mai face atâta tragedie, oleu, numai mie mi se întâmplă, toate lucrurile vin pe mine, aoleu, victimizarea, pentru că când ai umor, să știi că te victimizezi foarte ușor, da? Ține minte chestia asta, când poți să iei lucrurile și să le abordezi cu umor și dintr-o altă perspectivă, este mult mai ușor. În schimb, când le iei toate așa în tragic și serios, aoleu, iară trebuie să fac chestia aia, iară vin lecții, dar nu să mai termin odată. Păi nu se termină niciodată, pentru că avem nevoie, da, să ne deschidem inima și să evoluăm, da, pentru că nu suntem aici să rămânem pe loc. Da? Cum ar fi ca tu peste 10 ani de zile să te trezești în acea situație și să-ți dai seama că n-ai rezolvat nimic în viața ta, ți-ar plăcea? Nu cred. Da? Dar pentru asta trebuie să
mișcăm energia, cum îmi place mie să spun, și să râdem cu noi și de noi, da, să facem lucruri care ne aduc zâmbetul pe buze și ne și să înțelegem că de fapt că nimic nu poate să ne ia fericirea decât noi înșine, prin stările pe care câteodată ni le induce. Și să vedem unde ne mai duce energia acestei săptămâni. Cartea este destin. Știi cum e? Și de ce ți-ai scris nu scapi, da? Adică noi trebuie să ne conștientizăm misiunea. Noi trebuie să ne aliniem cu scopul nostru în această viață. Noi trebuie să începem să dăruim darurile noastre cu lumea. Deci un mesaj foarte important este legat de misiunea noastră, asumarea misiunii și să ne punem o dată pe treabă și să nu mai spunem: a, cine sunt eu să fac chestia asta, eu sunt mic, da, eu nu pot, alții sunt mai importanți, mai au bani, au nu știu ce. Nu, să terminăm cu toate prostiile acestea și să ne asumăm misiunea, să ne spunem: mă aliniez cu scopul meu în această viață, da, îmi dezvolt potențialul și, da, încep să dăruiesc din ceea ce eu am de dat mai departe. Pentru că absolut toți, toate persoanele de pe planeta asta au ceva de dăruit. În momentul în care tu ții darurile pentru tine și darurile acelea ți le-a dat Dumnezeu, păi cum îl onorezi pe Dumnezeu? Dacă tu ții darurile alea pentru tine, dacă tu nu vrei să le dai mai departe, da? Deci deschide-te și onorează-ți darurile și să știți că, uite, nimic nu este deloc întâmplător. Nu vreau să vă zic încă de săptămâna aceasta, dar se pare că îngerii știu ei ce știu. Apropo de alinierea cu misiunea și apropo de toată această energie ascensiunii și apropo de toate darurile și valoarea noastră pe care trebuie să o arătăm lumii, eu împreună cu cea care mi este acum mentor, se numește Nada Harb, da, e o persoană extraordinară de la care am învățat foarte multe în ultima perioadă. O să facem un eveniment de o zi pe 24 septembrie. Evenimentul va fi online pentru că și ea este în străinătate. Și acest eveniment va fi în limba engleză, ea fiind vorbitoare de limba engleză, la fel și eu. O să căutăm modalități astfel încât să ajungă toată această informație la voi, dar fiți pe fază, da? Abonați-vă aici pe YouTube, la site-ul meu, pentru că o să vă anunț despre acest eveniment și cum puteți participa. Atât ea cât și eu, da, venim cu foarte multe, adică ne facem misiunea până la urmă și începem să dăruim din ceea ce noi am primit. Da, bun. Și ia să vedem din cărțile mele cine vine alături de noi în această săptămână. Ultima săptămână din august, ia uitați-vă cum a trecut. Cine vine? Ia uitați-vă, vine și Haniel. Haniel care ne spune să dăm drumul tuturor limitărilor, convingerilor, apropo de ce am spus mai înainte, care ne împiedică pe noi să ne urmăm misiunea și să ne arătăm lumii cu toată strălucirea și cu toată bucuria de care suntem capabili. Eu vă mulțumesc tare, tare mult, scânteia divină din mine, salutez scânteia divină din tine, ne vedem și săptămâna viitoare din Eghina. Ce o să vă rog, cei care nu sunteți încă pe Instagram, căutați Instagramul meu, Delia Mureșan 444, da, acela este Instagramul meu oficial. Și acolo o să vă duc cu mine în tabără și așa cum am făcut în ultimele două tabere, la Sarmi Segetuza și la Poiana Mărului, o să vă duc cu mine și să vă conectați și voi un pic cu energia de acolo, care este o energie magică. Eu vă îmbrățișez cu tot dragul, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup!